Vreme de 45-50 de ani, tineretul nostru a fost lipsit de o asemenea educație sistematică și a învățat religia pe apucate mai mult de la părinți. Dar astăzi, cărțile s-au deschis, iar biserica a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru ca prin mijloacele legale să reintroducă religia în tot sistemul de învățământ public, de la clasa 1 până la clasa 13 ani, inclusiv învățământul profesional. Roadele se cunosc. Avem din toate părțile, de la directori de școli, de la diriginți, educatori și profesori, că datorită acestei discipline în școală, copiii devin de la început mai buni, mai cinstiți, mai corecți, mai conștienți de ceea ce sunt și de ceea ce trebuie să fie. Este pricina pentru care astăzi în catedrală avem un număr atât de frumos de elevi din diferite școli ale Clujului care au venit aici în acest moment sărbătoresc. Este bine să se știe că acești copii îl știu pe Sfântul Nicolae în două ipostaze. Ipostaza lui Moș Nicolae, pe care nu îl văd niciodată și care are darul de a le pune noaptea în ghetuțe o seamă de cadouri. El este una și aceeași persoană cu Sfântul Nicolae, care poate fi văzut în icoană și care a fost o persoană istorică, și anume care a trăit într-o anume vreme și pe care noi îl cinstim și îl pomenim în calendarul nostru creștin. E foarte frumos pentru voi copii că după ce l-ați întâlnit în darurile voastre din ghetuțe pe Moș Nicolae, ați venit acum să-l întâlniți pe Sfântul Nicolae. Acesta este unul din primele roade ale educației religioase pe care voi o primiți în școală, pentru că profesorii voștri de religie v-au vorbit și vă vor vorbi despre persoana și personalitatea Sfântului Nicolae, despre care voi încerca pe scurt să vă vorbesc și eu astăzi. Sfântul Nicolae a trăit în cea de-a doua jumătate a secolului III și în prima jumătate a secolului IV. Știm cu precizie că a trecut la Domnul în anul 340. De tânăr s-a distins prin evlavie, prin credință, prin înclinarea către viața călugărească, ilustrată prin post, rugăciune și priveghere. A fost un mare om al faptei bune. A fost un mare predicator al credinței creștine. S-a maturizat în vremea când în Imperiul Roman stăpâneau împărați persecutori ai creștinismului, și anume a trăit sub împăratul Diocletian, un crâncen asupritor al creștinilor, sub împăratul Maximilian, nu mai puțin crut decât acesta, și apoi sub Constantin cel Mare, pe care noi îl avem în calendar de Sfântul Constantin cel Mare, care era creștin, mama sa Elena era creștină, și care în anul 313 a dat celebrul edict de la Milan, prin care creștinismul era declarat religie oficială în Imperiul Roman. Atunci creștinii au ieșit din catacombe la lumina soarelui, au început să-și construiască biserici și să se închine nestingeriți în legea lor. Sfântul Nicolae a trăit sub vremea persecuțiilor în tinerețea lui. Din pricina credinței sale și a evlaviei sale, a fost socotit vrednic de darul arhieriei și a fost hirotonit episcop în ilegalitate, cum s-ar spune astăzi, adică în subteran. Și așa, în vreme de persecuție, nu a încetat să predice Evanghelia lui Hristos. A fost arestat, judecat și închis pe foarte multă vreme. A ieșit din închisoare odată cu venirea lui Constantin cel Mare la cârma Imperiului. Și a fost așezat episcop în cetatea sa natală, și anume în Mira Lichiei, o cetate din Asia Mică. Sfântul Nicolae era un om foarte învățat. Nu a scris cărți,
Nu ne-a lăsat o literatură de specialitate, dar avea darul cuvântului. Și pentru că se ridicase vremea aceea o mare erezie a lui Arie din Alexandria, împăratul Constantin cel Mare a convocat primul sinod ecumenic, care s-a ținut în cetatea Nicea în anul 325 și la care au participat 318 episcopi din toată lumea. Printre aceștia s-a numărat și Sfântul Nicolae, care a avut o atitudine limpede față de ereziarhul Arie, pe care l-a combătut cu toată fermitatea credinței sale creștine. Iubiții mei, Sfântul Nicolae are aureola unui om bun, a ierarhului milostiv, a plecat către cei suferinți, către cei săraci, către cei nevoiași. Din multele sale binefaceri și din multele sale minuni, vă voi spune doar două astăzi. A aflat Sfântul Nicolae că există în cetate un om foarte sărac, care avea trei fete tinere. Și pentru că nu mai avea cu ce să le întrețină, nici pe ele și nici pe el, atunci i-a venit gândul criminal de a le vinde spre a duce o viață păcătoasă din care se pot câștiga bani. Este lesnet înțeles spre ce le îndemna acest părinte nefericit. Aflând Sfântul Nicolae de această tragedie în prag de a se începe, a mers noaptea pe furiș și a aruncat pe fereastra omului trei pungi cu galbeni, ceea ce însemna o avere suficientă pentru ca omul să le înzestreze pe cele trei fete să se poată căsători, să-și întemeieze o familie, un cămin și pe lângă ele să trăiască și el o viață normală. Nu s-a știut decât foarte târziu de treaba aceasta, pentru că așa ca orice fapte bună și aceasta a fost făcută într-o ascuns. Un al doilea fapt. Se găseau în cetate trei bărbați care fuseseră condamnați pe nedrept în urma unor reclamații nedrepte făcute de unii dușmani ai lor. Judecătorul, fie din neștiință, prin eroare judiciară, fie în decomun acord cu reclamanții, i-au condamnat pe cei trei la închisoare. Iar cei trei din închisoare, știindu-se nevinovați, s-au rugat Sfântului Nicolae să-i ajute. Și atunci Sfântul Nicolae li s-a arătat în somn, în vis, la doi oameni, guvernatorului acelui ținut care se numea Avlavie și împăratului Constantin cel Mare, cerându-i lui Avlavie, guvernatorul, să-și recunoască vina de a fi osândit pe nedrept pe cei trei care erau victimele unor uneltiri. Și rugându-l în același timp pe împărat să ia act de mărturisirea guvernatorului și să-i grațieze. Ceea ce s-a și întâmplat. Cei trei bărbați și-au recăpătat libertatea ca rezultat a rugăciunilor către Sfântul Nicolae și ca rezultat al intervenției pe care Sfântul Nicolae, în numele dreptății, a făcut-o pentru acești trei bărbați. Firește, și statul roman era un stat de drept, legiuirile cele mai curate le avem de la ei și noi astăzi. Și era normal ca niște oameni socotiți că sunt răufăcători să fie aruncați la închisoare, dar justiția nu constă doar în a trimite oameni vinovați la închisoare, ci și în aceea de a scoate din temniță oameni nevinovați. Rău este ca în societate să se miște liberi niște răufăcători care fură sau ucid, dar strigător la cer este ca în închisori să stea oameni fără nicio vină. Așa încât, iată dubla ipostază a termenului de justiție și de justițiar. Nu neapărat a trimite oameni la pușcărie, dar și a scoate oameni din pușcărie. Iar dacă aceștia au vin mai mici, de a-i educa în așa fel
încât odată reveniți în societate să nu recidiveze și să reintre în viața normală. Este motivul pentru care noi, Biserica, avem preoți în toate penitenciarele care se ocupă cu reeducarea și recuperarea deținuților, pentru că atunci când vor ieși în societate să nu mai reprezinte un pericol pentru aceasta. Iubiții mei, este de reținut din aceste două exemple pe care vi le-am dat că Sfântul Nicolae era o personalitate integrală care se caracteriza prin credință, prin post, prin evlavie, prin rugăciune, prin priveghere, prin îndrăzneala cuvântului Evangheliei, dar mai presus de toate, era un om bun al bunătății. Și pentru aceasta, exemplul său ne este foarte prețios în zilele noastre, când există în lume și în țară atâta suferință. Nu avem dreptul să ignorăm că există această suferință de sus până jos, în casele celor mai mulți din cetățenii țării noastre. Dar tocmai pentru aceasta Sfântul Nicolae trebuie să stea înainte ca o icoană demnă de urmat, ca un exemplu pe care trebuie să-l urmeze fiecare credincios adevărat al bisericii noastre. În ultimele săptămâni v-am vorbit în repetate rânduri despre suferință, despre milostenie, despre milă, v-am vorbit despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, despre bogatul căruia a rodit țarina, v-am vorbit și despre exemplul pozitiv al samarineanului milostiv și v-am îndemnat să le urmați exemplele celor buni. Și știu că roadele se văd. Vă îndemn și astăzi în numele Sfântului Nicolae și în numele bunătății lui. De mângâieri și de bucurii au nevoie nu numai copiii, dar în primul rând ei, dar au nevoie și bătrânii, singuraticii, au nevoie cei orosiți și bolnavi. Acum un an, noi Arhiepiscopia, prin Asociația Cristiană, am înființat, așa cum se știe, în cartierul Mănășturi, o policlinică fără plată pentru cei săraci. Ieri s-a împlinit un an de când s-a înființat, am fost acolo la o mică ceremonie și cu această ocazie, mulțumindu-i lui Dumnezeu, am aflat din raportul ce mi-a fost prezentat că în decursul unui singur an s-au perindat prin această policlinică 5.100 de suferinți care și-au găsit alinarea în cele trei cabinete medicale în care se fac consultații și tratamente în 9 specialități medicale, unde în mod voluntar lucrează anumite ore, din anumite zile și de pe săptămână, medici de primă mână ai Clujului, începând cu profesorii universitari. Tot din acest raport am constatat însă că în farmacia pe care o are această policlinică, medicamentele sunt neîndustrălătoare pentru că nu sunt bani suficienți. Sume modeste au fost donate dintr-o parte sau dintr-alta pentru aceste medicamente de care suferinții au nevoie și care sunt destul de scumpe. Așa încât am hotărât, iubiții mei, ca din cutia săracilor care există în această catedrală să rezervăm o porțiune și pentru medicamentele care trebuiesc la policlinica noastră. Este cutia pe care voi o alimentați, credincioșii acestei catedrale, cu multă, multă generozitate și pe care noi am folosit-o doar pentru săracii care vin aproape zilnic la ușile noastre să ne ceară ajutor. Dar și cei care merg la această policlinică sunt săraci și numai săraci, fiindcă pentru ei a fost întemeiată și ei au nevoie de sprijinul vostru și al nostru al tuturor. De aceea vă rog în numele Sfântului Nicolae să fiți și mai generoși, și mai darnici decât ați fost până acum. Pentru că oamenii aceștia așteaptă de la noi toți să revină o rază de speranță. Și pe de altă parte am avut bucuria să constat că medicii care dau consultații și fac tratamente în această policlinică au devenit în același timp și duhovnici ai pacienților lor. Caută să stea de vorbă cu ei suflet către suflet și acolo unde nu ajunge știința medicală, ajunge vorba bună
mângâierea, încurajarea și implantarea sentimentului că suferintul nu este singur și că are pe cineva lângă el, începând cu preotul și cu doctorul. Așa încât, iubiții mei, să nu uitați că prin fapta bună pe care o faceți, directă sau indirectă, deveniți și apropiații prietenului celui suferind, chiar dacă el nu vă va cunoaște niciodată. Este exemplul pe care îl dă Sfântul Nicolae astăzi și în virtutea căruia, dacă noi îl cinstim prin fapta bună, îi vom acorda cea mai înaltă și mai adevărată cinstire acestui mare ierarh al creștinătății, ale cărui moaște, începând cu anul 1087, se află în cetatea Bari, din sudul Italiei, unde au fost strămutate în vreme ce Imperiul Musulman se apropia de cetățile bizantine. Acolo se găsește o biserică în care sunt două altare, unul ortodox și altul catolic, pentru că Sfântul Nicolae este deopotrivă cinstit de ambele biserici. Fie ca el, Sfântul Nicolae, să fie deasupra noastră, să mijlocească rugăciunile lui pentru noi toți și mai cu seamă pentru săracii țării și ai pământului.